dori, cu permisiunea dumneavoastră, să aduc mulțumiri celor care s-au implicat în organizare și ne-au ajutat în organizarea acestui eveniment. Cinema City și împreună cu Atrium Center merită aplauzele noastre. Au dovedit că, dincolo de faptul că fac o afacere, sunt organizații care se implică în viața comunității și cu generozitate, cum spuneam, susțin asemenea evenimente. Am să trec acum la invitații din seara asta, pe actorul Ovidiu Ghiniță. Pe actorul Cristian Secheleș. Și, așa cum știți, am ținut foarte mult să organizăm acest eveniment, deoarece el s-a filmat în județul Arad, deci suntem oarecum mai apropiați din punctul ăsta de vedere, dar și prin faptul că regizorul filmului este un arădean. Și am să-l invit pe Titus Muntean. Care este arădean? Pătru satului, dar nu poate să coboare din pat. Dacă vreți, am notat. Bună ziua, dragi tovarăși! Deci voluntar se oferă tovarășul pe donier. Dacă noi nu vrem. Ce să ne vrem noi? Nu noi. Noi vrem, de ce să ne vrem? Dar dacă domn director nu vrea. Ce să nu vrea domn director, mă? Nu vrea să fie cu noi toți, să stea deoparte, adică. Nici nu se discută, voi cum ai. Ce tot vorbiți voi acolo? Auzi? Tu de ce crezi că au venit ăștia? De ce? Se vadă ce și cum. Și ne strâmbă din nas, mișcă. Bă, dracu, bă. Poate ție nu-ți convine, poate tu zici, ce mă tot împung ăștia? Nu mă amestec, nu cunosc. Bă, eu vreau, de ce să nu vreau? M-ai servit, te-am servit,